numărul total de decedați în perioada ianuarie-iulie 2017, perioada pentru care avem date, în județul Neamț a fost de 4090 de persoane, iar numărul total de născuți vii în aceeași perioadă a fost de 2408 persoane, înregistrându-se astfel un spot natural negativ de minus 1682. Comparativ cu anul precedent, pentru perioada analizată, adică tot ianuarie-iulie, numărul de decese din 2017 a fost mai mare decât cel din anul anterior, din 2016, cu 193, însemnând o creștere de aproape 5%. Iar numărul de născuți vii a fost mai mic, nu cu mult mai mic, cu 42 de persoane, dar creându-se astfel o diferență de spor natural, adică sporul natural a scăzut față de perioada din 2016, de la 1468 cât se înregistra în minus 1468 cât se înregistra în 2016 până la minus 1682 în 2017 în perioada ianuarie-iulie. Așa, în această privință dumneavoastră sunteți optimiști pentru anii următori? Noi la statistică nu vorbim despre pesimism sau optimism, ci doar analizăm datele. Și e adevărat, din proiecțiile demografice realizate, se constată o scădere a populației. Acest lucru remarcându-se atât la nivelul județean, cât și la nivel național. Da, o influență puternică în scăderea populației o are mobilitatea populației, și anume migrația, și mai puțin sporul natural.